De aproape 2 ani, cadrele medicale și-au lăsat în urmă familia și viața pentru a lupta cu virusul. Epuizați și îngrijorați, încă nu văd când se va sfârși această pandemie. Zilnic, zeci de pacienți ajung în mâinile lor în stare foarte gravă și le cer ajutorul. Acum a venit rândul comunității să le mulțumească pentru efortul supraumenesc. Pentru asistente și pentru doctori să impulsionăm să vadă că noi îi iubim. Este un gest de recunoștință prin prezența noastră în locul acesta și prin niște daruri pe care le-am pregătit. Între doi pacienți, medicii au avut răgaz câteva minute să le mulțumească și ei voluntarilor. Un gest care pe noi ne atinge sufletește. Suntem convinși că toată lumea alături de noi în lupta asta, care este deocamdată în zadar, datorită percepției greșite cu vaccinarea. Vă mulțumim și în numele bolnavilor că sunteți alături de noi. Voluntarii au oferit cadrelor medicale 60 de pachete și flori, iar pentru pacienții aflați în suferință, 50 de sacoșe cu fructe, biscuiți și apă.